Data trecută am votat. Acum n-am cum să votez. Pentru că în momentul în care cineva a exprimat că sunt un nebun, când am avansat suma de 15-17 miliarde, estimat a zis 2 milioane de lei, sau putea să spun 20 de miliarde, că pare mai frumos. Dar am spus și după care am rectificat și am spus că undeva suma am mai cursat puțin, am arat puțin acolo, astfel între 15 și 16 miliarde de lei. Și acum la un nebun, prea multe lucruri nu pot să cer. Dar nebunul vine cu documente față de alții care n-au documente. Și vă arăt, anunț de atribuire. 444.740 de lei fără TVA, anunț de atribuire. 666.034,45 de lei fără TVA, adunându-le pe aceste două, fac undeva la 11 miliarde, adăugându-i cu 19%, aproximativ. Vedeți dacă s-a plătit TVA, dacă sunt celor care, de exemplu, asociațiile nu percep TVA, deci asumă. Dacă domnul primar are abilitatea să retragă acest proiect, să-l propună din nou, să vin cu documentele justificative la ceea ce înseamnă celelalte cheltuieli care se mai ducă încă la vreo 2,5 miliarde de lei, 250 de mine, făcând calculul aproximativ, este exact ceea ce am afirmat. Ăsta este model. Una că este un proiect care dorim prin acest proiect numai distracție și voie bună. Acest proiect ia municipiul Mejidia în jur de 15 miliarde de lei și pleacă, da, și pleacă, pe când era normal să propun acest amendament ca tabăra de pictură, după ce pleacă acei oameni, ne rămân tablou, rămâne ceva, după DAPIX, vă spun că nu rămâne decât praful pe tot. Vă mulțumesc! Toate documentele, toate procedurile sunt pe site-ul primăriei. Mai departe, aici, în această sumă, și mai ales e vorba de sume nerambursabile, pe care le primim 2019-2020, deci nu trebuie să le dăm din bugetul local. Asta? Ce a fost, a fost. A zis pentru ediția 2019-2020. Mă repet de o scădere până se va înțelege lucrul ăsta. Sunt sume alocate de la Bruxelles. Deci sunt sume de la Uniunea Europeană. Pentru 2019, 2020. Și ca o parateză, dacă mi-e permis, în acest proiect sunt prinse ca finanțare și tabăra de picture și celelalte activități culturale pe care le desfășoară municipiul Mejidia de foarte mulți ani. Pentru 2019 și 2020, municipiul Mejidia este implicat amplu în cofinanțarea multor proiecte, ce înseamnă spital, ce înseamnă străzi, centură și toate lucrurile acelea, la care se vor duce toți banii orașului. Pentru că în toate materialele prezentate de dumneavoastră, dar toate materialele, nu de dumneavoastră, de cei care nu aveți decât două ediții și nu pomeniți niciunde de 2019-2020. Mai departe, în momentul în care dumneavoastră articolul numărul 3. Că dumneavoastră râdeți ce doriți. Eu vă arăt, eu vorbesc pe materiale. Nu există, poate nu sunt materiale bune la noi. La ceea ce înseamnă modificarea articolului 3. Dacă doriți, propun un amendament. La ceea ce înseamnă nu subvenționarea de la bugetul local și nu sunt de acord cu toată... Treceți două lucruri. Proiectul inițial e nu, vorbeam de aprobarea finanțării. Despre asta vorbeam. Mai sunt clarificări corecte, legale și normale pe care la orice implementare de proiect ți le solicită finanțatorul. Noi n-avem decât să jucăm după regulile Uniunii Europene. Deci sunt sume nerambursabile. Chiar dacă iau, cine iau de aici din oraș, iau nerambursabil, eu doar vă anunț că 2019-2020, fiind an de implementare a proiectelor multe pe care le-am semnat și dumneavoastră ar trebui să vă mândriți cu ele, nu vom avea bani și pentru altceva. Toți banii, pentru cultură, nu vom mai putea aloca aceste sume. Păi dacă nu avem deloc, domnul Putnaru, dumneavoastră știți ce cotă de cofinanțare avem 2019-2020? Și dacă mai reducem taxele și impozitele, o să ne putem accesa. Am întrebat în tot acest proiect. A municipiului s-a executat. Toate documentele ulterioare au fost plătite din bugetul local. Sunteți mulțumit de răspuns? Bun.
Aproximativ 600 de lei. Noi am înțeles și în 2017, când a fost 2018, era consolidat de Uniunea Europeană. 6 miliarde de lei a fost parțial. În 2018, păi, rețelele de socializare și la primărie s-a vehiculat ideea că festivalul este sponsorizat de către și finanțat de Uniunea Europeană. Mă uit ceea ce sunt pe site-ul primăriei, ceea ce am văzut. Exact ce a scris pe site-ul primăriei, vă repet și eu acum. Deci, de ce s-a afirmat atunci că sunt din fonduri europene? Vă faceți un festivalul va fi finanțat, va fi finanțat din fonduri europene. Și v-a întrebat, pentru 2018 va fi finanțat și s-a spus nu, 2019-2020. Nu, nu. Deci, nu știu ce vorbesc. Încă ceva vreau să vă întreb. Bine. Dar nu numai festivalul, ca să înțelegeți, toată activitatea culturală și tabără de pictură și toate celelalte activități, da, nu le mai putem susține, că nu avem sume. Dacă sunt de acord cu dumneavoastră, mai ales domnul dar trebuia să știți cine de la început. Păi da, dacă le faceți pentru dumneavoastră, sunteți bun. Dacă le faceți pentru aia, nu prea sunteți bun. În momentul în care dumneavoastră ați modificat articolul 3, ați modificat articolul 3. Așa le-a cerut finanțatorul, domnule. Nu, nu face un finanțator, nu pune finanțatorul condiții. Adică atunci să spun finanțator, îmi pune condiții să dau eu toți banii. Și în momentul în care se întâmplă ceva... Adică nimeni nu e eligibil ceea ce cheltuiala care o face. Nu există așa. A fost și celălalt. Toate proiectele europene. Deci toate proiectele. Sunt și celelalte activități culturale de care... Dar nu putem să le separăm cele de tabără de pictură. Așa se finanțează tot. Așa a fost propus de domnul primar. Haideți, dacă mai sunt comentarii, doamna consilier Gheorghiu. Este că se vor consuma banii și se vor face evenimente. Se pun sau nu se pun? Se facturează, uitați, și nu în momentul ăsta la decontări, se facturează către primărie. Primăria solicită finanțatorului și virează banii în cont. Așa funcționează pe fonduri. Numai că la Atram ați spus că v-ați înțeles cu constructorul că vă finanțați, vă... îi dați banii la sfârșitul proiectului. Dumneavoastră ați afirmat lucrurile. Da, și este așa. Până la ora asta nu am plătit nimic, dar nu am afirmat eu. În contract s-a angajat acest lucru. Chiar dacă nu-i dăm banii, el va duce cheltuiala, va duce pe banii lui. Este contract. Bun, mai sunt comentarii la asupra acestui proiect. Cine este împotrivă? Abțineri? Deci proiectul a trecut. Cine? Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Ați reușit. În sfârșit. Nu am reușit eu, nu e o reușită a mea, este o șansă și o, cum să spun, un noroc al medgidienilor și cred că a fost un pic presiunea unor participanți la ședința de Consiliu, erau acolo oameni ce se ocupă de zona picturii, de tabăra de pictură, sunt oameni care trăiesc prin acest lucru și de ani de zile desfășoară această activitate de pictură, iar eu i-am anunțat în prealabil că pentru 2019-2020 toate sumele pe care le va avea bugetul local se vor orienta către cofinanțarea multor proiecte pe care le-am semnat, le-am aprobat și la ora aceasta intrăm în implementare. Deci în Medgidien nu vor mai fi bani și pentru cultură și pentru lucrurile de genul ăsta, iar dumnealor, nu, având această șansă, obținerea fondurilor de la Uniunea Europeană, ar fi fost păcat să nu-i și luăm. Cu 2% luăm toată cofinanțarea aceasta. Iar la un moment dat, din răutatea unor consilieri, acest lucru s-a vrut împiedicat, numai că la un moment dat partenerul nostru din Bulgaria, din orașul Elena, a spus, dacă acest proiect va pica din cauza răutății noastre, negăsindu-se altfel alte argumente, se va întoarce împotriva unității administrative Medgidia pentru recuperarea sumei pe care o va pierde, adică încă 1 milion de euro. Nu că nu luam noi 500.000 de euro, dar mai plăteam și ce a pierdut partenerul nostru, 1 milion de euro, și mai mult decât atât, oameni buni. Ne pierdeam imaginea orașului nostru. Mai mult, există o listă neagră în accesarea de fonduri europene, iar partenerul nostru a spus că ne ar fi făcut solicitarea să fim trecuți pe acea listă neagră. Deci dacă nu trece acest proiect, toate proiectele cu spitalul, cu LTNB-ul, cu anvelopare blocuri, cu tramă stradală pe Interreg, toate aceste proiecte
ar fi picat. Nu am mai fi fost serioși. Vedeți, din cauza unor consilieri care ce reprezintă imaginea și așa spune că reprezintă pe cetățeni, a făcut din Megidia un oraș respingător, un oraș pe care l-au ocolit zeci de ani de zile investitorii, tocmai că sunt neserioși, te înțelegi, asupra unui lucru, iar ei în Consiliu, dacă nu le iese și lor ceva și dacă nu răspund la, mă rog, nevoile dumnealor, le blochează, votează împotrivă, nu participă la ședințe. Și atunci trebuie să redăm Megidiei imaginea aceea de oameni serioși, dacă am spus un lucru, ne-am luat un angajament, să-l ducem până la capăt. Voi lupta să le spun acestor aleși locali că ei nu se reprezintă pe ei și nici partidele politice din care fac parte, ci reprezintă cetățenii municipiului Megidia. Culmea, sunt în Consiliul Local oameni de zeci de ani consilieri. Iar la ora aceasta ce credeți că culegem? Datorii, o imagine proastă, deci nicio șansă pentru oraș. Eu le-am schimbat de 2 ani de zile și ușor, ușor Megidia a tras proiecte foarte multe. La ora aceasta suntem lideri la nivel național pe perioada 2016-2018 ca proiecte, ca număr de proiecte semnate, finanțate. Și asta pentru noi spune foarte mult. Că e o instituție care muncește, sunt niște oameni deosebiți în primăria Megidia, care acum, cărora acum li s-a dat șansa să dovedească de ce sunt în stare. Au susținerea mea și vedeți că împreună putem să facem lucruri, să nu mai facem credite la bănci pe 100 de ani, ci să luăm acești bani nerambursabili care se obțin extrem de greu. Și când ajungi în Consiliul Local să te banalizeze un consilier care nu-l doare burta, pe care nu-l doare burta, dacă va câștiga ceva orașul, pentru ei nu contează că orașul va pierde 1 milion de euro, dacă ei vor câștiga 10.000 de lei. Cupul la vot, cine este pentru... Împotrivă, doamna consilieră Brânză și doamna consilieră Zis. Abținere, doamna consilieră Ozbiun, doamna consilieră Stanislav, doamna Flora.